Într-o adresă transmisă de Asociația Producătorilor Agricoli către Prefectura Mehedinți, Cornel Stroescu spune că la masă pentru discuții ar trebui să se așeze reprezentanții Consiliului Județean, cei ai Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, ai Direcției pentru Agricultură, dar și reprezentanții primăriilor în care au fost amenajate sisteme de irigații. Județul nostru a fost selectat pentru amenajarea infrastructurii primare pe sectoarele Crivina Vânjumare și Izvoare Cujmir. Avem aproape 80.000 de hectare pe care a fost deja amenajat sistemul, putem să atragem banii, putem avea producție și locuri de muncă pe sudul județului. Pentru infrastructura secundară trebuie să avem cât mai multe organizații în județ, pentru reabilitarea antenelor, hidranților și tot ceea ce mai cuprinde această parte. Vor fi 1.000.000 de euro bani nerambursabili pentru fiecare organizație, bani care pot fi atrași prin depunerea de proiecte pentru infrastructura secundară. Pentru cea primară, după ce se va face un studiu de fezabilitate, probabil vom primi câteva zeci de milioane de euro, a declarat președintele Asociației Producătorilor Agricoli din Mehedinți, Cornel Stroescu, cel care, în calitate de președinte al Camerei Agricole Naționale, a discutat la Ministerul Agriculturii despre posibilitatea ca județul Mehedinți să primească bani pentru sistemul de irigații. O altă etapă în refacerea sistemului este atragerea de fonduri pentru infrastructura secundară. Banii se pot primi prin intermediul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații. Propunerea lui Cornel Stroescu este ca fiecare astfel de organizație înființată să cuprindă fermierii care lucrează o suprafață totală de 1.000 de hectare ca să îndeplinească cele mai multe dintre criteriile de eligibilitate. Aceste organizații trebuie să se formeze din rândul fermierilor care lucrează pământul pe acel areal al organizației. La noi au fost înființate 15 sau 17 asociații, dar acestea trebuie transformate în organizații și, bineînțeles, o să încercăm să facem mai multe ca să atragem cât mai multe fonduri europene în județ, a mai spus Cornel Stroescu. Fiecare astfel de organizație a utilizatorilor de apă pentru irigații care se va înființa poate depune proiect în vederea accesării sumei de 1.000.000 de euro pentru infrastructura secundară.